Salutare, salutare și bine ați venit la un nou review aici la Puși despre mașini. Astăzi ne jucăm cu încă un seria 5, de data asta cu motorul pe care l-am criticat data trecută pe seria 5 Touring, cu un motor de 2 litri diesel. Modelul pe care îl testăm astăzi este un 520D Efficient Dynamics. Ce înseamnă Efficient Dynamics? Înseamnă că mașina asta a fost făcută să fie cea mai eficientă dintre toate seria 5. Și noi ne-am gândit să punem aceste pretenții la test. Astfel, am luat o mașină de la BMW și am plecat în țară să vedem exact cam cât consumă și cum se comportă mașina asta. Ce am observat inițial și ce diferențiază mașina asta de restul seriilor 5 și mai ales de modelul 520D normal, fără toate îmbunătățirile Efficient Dynamics? Păi, în primul rând, primul lucru pe care îl observi este faptul că în momentul în care pornești motorul, mașina pornește by default, adică standard, în modul Eco Pro. Asta înseamnă că ea este setată să fie cât mai eficientă încă de la început și că, spre deosebire de celelalte modele care pornesc în Comfort Mode, aceasta pornește direct în Eco Pro ca să fie cât mai eficientă. Nu știu dacă asta este un element definitoriu în privința ceea ce diferențiază Efficient Dynamics față de restul, față de un 520D normal, dar se pare că ajută. Eu unul cel puțin de-a lungul anilor am testat foarte multe BMW-uri și întotdeauna mi-am dorit să pot să setez modul în care mașina pornește. Adică dinainte să apăs pe butonul de start, ea să știe că trebuie să pornească în Eco Pro, în Comfort sau în modul Sport. Mi-am dorit eu asta pentru că uneori vrei să vezi cum se aude un motor la rece în modul sport când ai flapsurile deschise în topele finale. Uneori vrei pur și simplu să economisești cât mai mult combustibil și să pleci direct în Eco Pro. E bine, seria 5 Efficient Dynamics îți oferă chestia asta plecând în Eco Pro. Ce înseamnă Eco Pro? Înseamnă că, în primul rând, dacă mergi prin oraș foarte mult, mașina va face foarte mult coasting, adică va merge pe liber, cum se spune la noi. Astfel, ea va rula cât mai eficient și va face asta fără ca tu să fie nevoie să faci ceva special. Pur și simplu mergi prin oraș, vezi că se apropie un semafor, frânezi puțin și ea intră în coasting și te duce până o oprești tu la lumina roșie a semaforului. Alte lucruri pe care le-am observat la mașina asta sunt modul în care a fost configurată cutia de viteze, de exemplu, care a fost făcută de BMW și setată să schimbe treptele cât mai des și cât mai repede pentru a ajunge la o curație optimă și pentru a consuma cât mai puțin. Asta se observă imediat, cel puțin dacă ai mai condus cutia de viteze în 8 trepte a lui BMW. Observi imediat chestia asta pentru că ajungi imediat în mijlocul orașului să rulezi cu a 6-a sau a 7-a treaptă din 8 și să te întrebi de ce. E bine, dacă te-ai aștepta ca rularea la niște durații foarte mici, pentru că mergând în modul Eco Pro, motorul are rar, în foarte puțin ocazie, atinge 2000 de ture pe minut, te-ai aștepta ca motorul să ruleze destul de brutal, să vibreze foarte mult și să fie foarte vocal, să-ți spună schimbăm treptele, să tremure foarte mult mașina. Nu se întâmplă asta pentru că BMW a avut grijă să izoleze în primul rând foarte bine fonic compartimentul motor, iar în cabină ajunge foarte puțin zgomot de acolo, chiar și în modul sport nu-l simți deranjant, iar pe lângă asta a avut grijă să izoleze vibrațiile foarte bine. Și trebuie să recunosc că diferența între un motor acum de 2 litri și
și 4 cilindri și unul de 3 litri în 6 cilindri este foarte mic în ceea ce privește rafinamentul. Cu toate astea aș inclina în continuare către un 3 litri 6 cilindri pentru că ăsta este arhetipul BMW, dacă vrei, și este arhitectura de motor pe care i-a făcut pe nemții faimoși. Este mult mai este considerabil sau observabil mai rafinat decât un motor pe 2 litri și îți oferă și mai multă putere, dar despre asta mai târziu. Bun, deci avem un motor de 2 litri, cât care are? Păi de obicei motoarele, modelele Efficient Dynamics veneau cu un pic mai puțină putere decât modelele normale, pentru că BMW dorea să fie cât mai eficiente. E bine, de data asta nu s-a mai întâmplat asta, un 520D are același număr de cai și același cuplu ca un 520D Efficient Dynamics și prin asta mă refer la 190 de cai și 400 de Nm, care sunt surprinzător destui pentru o mașină atât de mare. Te-ai aștepta ca un seria 5 care a crescut destul de mult în proporții în ultimul timp să aibă nevoie de un motor mult mai mare. E bine, depinde foarte mult la ce-l folosești. Eu cât l-am folosit prin oraș nu am simțit nevoia de mai mult de 190 de cai. Într-adevăr, atunci când ești pe autostradă la viteze de peste 130 de km la oră, se simte puțin nevoia de mai multă putere, mai ales dacă ai mai mult de o persoană în mașină și mai ai și bagaj. Cu toate acestea, în majoritatea timpului, dacă ți-l petreci prin oraș, 520 de va fi ok. Iar oricum, dacă ieși din oraș și mergi peste 130 de km la oră, cel puțin în România, vei încălca legea și nu recomand asta. Nu recomand un motor mai mare pentru aceste scopuri. În schimb, aș prefera un 3 litri diesel pentru rafinamentul său, așa cum am zis și la review-ul de la 530 de xDrive Touring. Pe lângă ce am menționat până acum, o mașină Efficient Dynamics acum vine cu grile active în față, care reglează volumul de aer ce intră în compartimentul motor pentru a păstra o temperatură optimă ca motorul să consume cât mai puțin. Ceva ce multă lume nu știe este faptul că mașinile BMW, datorită modurilor lor de condus, variază foarte mult temperatura motorului și deși lumea știe că în mod tradițional apa sau lichidul de răcire al motorului sau temperatura de funcționare a lui ar trebui să fie de 90 de grade, e bine, atunci când rulezi în ecoprol, acesta crește până la peste 100 de grade pentru ca arderele să fie mai eficiente și lubrifierea să fie mai ok, etc., etc. În sfârșit, ideea este să fie mai eficientă mașina. Asta se întâmplă și pe seria 5 Efficient Dynamics. Grilele active din față reglează volumul de aer care intră în motor și reglează temperatura în funcție de ce ai tu nevoie. Și de multe ori rulezi cu o temperatură mai mare decât ai face dacă ai rula în mod confort sau sport. Iar asta duce la un alt comportament destul de ciudat pentru un seria 5 520D. Ai să observi când oprești acest model că ventilatoarele continuă să funcționeze pentru o perioadă destul de lungă. Asta e din cauza că, așa cum spuneam, temperatura motorului este un pic mai mare atunci când rulezi în modul EcoPro. Iar atunci când te oprești, bineînțeles, răcirea auxiliară trebuie să funcționeze mai mult ca să aducă motorul la temperatura de repaus. Asta, la rândul său, este duce la nevoia de un acumulator mai mare, iar un 520 Efficient Dynamics are un acumulator mai mare decât o mașină, un 520 de normal. Și nu e numai din cauza nevoii de curent pentru a răci motorul, ci este și din cauza că această mașină are frâne regenerative și recuperează mai multă energie la frânare decât un 520 de normal. Făcând asta, alternatorul funcționează mai puțin, motorul lucrează mai ușor și consumi mai puțin combustibil. Bun, dacă tot am trecut prin revistă toate aceste lucruri, hai să vedem totuși dacă un 520 de Efficient Dynamics e mai eficient decât un 520 de. E bine, nu am un punct de comparație pentru că nu am apucat să testez un 520 de normal, dar sunt extrem de mulțumit de consumul pe care îl arată mașina în momentul de față. Prin oraș am avut un consum între 6,7 și 7 litri la 100, ceea ce pentru București este fenomenal. E adevărat, este testul l-am făcut în luna august și Bucureștiul era destul de liber, dar chiar și așa, pentru o mașină de dimensiunile unui seria 5 și cu o greutate de 1600 de kg, aplauze pentru BMW pentru că a reușit să reducă greutatea mașinii destul de mult față de generația trecută, mie mi se pare un consum decent, chiar mai mult decât decent.
autostradă la o viteză medie de 110 km/h, consumul pe care îl afișează mașina este de 5,5 litri la 100 de km. Bineînțeles, nu sunt cifrele date de BMW, care sunt sub 5 litri oficial în cursul în testul NDC, dar 5,5 litri la 100 cu o viteză medie de 110 km/h este un consum excepțional pentru o mașină de talia asta din clasa asta. Este una dintre cele mai eficiente limuzine la ora actuală. Și da, i-am spus limuzină pentru că are tot ce trebuie să fie numit așa. Așadar, mașina este extrem de eficientă după părerea mea. Din păcate nu am un 520 de să pot să fac o comparație, dar eu unul sunt foarte mulțumit de consum. Cu un rezervor poți să faci 1000 de kilometri, chiar și cu o parte bunicică în oraș. În momentul de față am 350, aproape 900 de kilometri range, 900 de kilometri autonomie calculată, pentru că am parcurs până acum 350 de kilometri, iar computerul de bord îmi arată încă 615 cu cât combustibil mai am. Deci mă apropii de 900 de kilometri în condițiile în care am făcut prin oraș 200 de kilometri. E într-adevăr un model eficient. Ceea ce pune capac tuturor părților tehnice legate de această mașină este faptul că în modul Eco Pro, cu care mașina pornește by default, dacă setezi o destinație în navigație, aceasta folosește telemetrie prin GPS pentru a configura cutia de viteze, astfel încât drumul tău să fie cât mai eficient. De exemplu, dacă te duci de la București la Constanța, când ajungi la porțiunea cu dealuri, dacă sper că știți despre ce vorbesc, la porțiunea cu dealuri de după taxa de pod de la Fetești, mașina știe că urmează o porțiune deluroasă și își pregătește cea mai eficientă treaptă de viteză înainte de a ajunge la deal. Același lucru face când te apropii de o curbă sau când cobori. Își pregătește cea mai optimă viteză pentru a putea fi cât mai eficientă în rulare. Iar asta e ceva ce înainte era rezervat doar pentru Rolls-Royce, iar pe Rolls-Royce nu era folosită pentru consum, ci pentru a oferi pasagerilor o călătorie cât mai rafinată, fără bruscări, fără încetiniri bruște și așa mai departe. E bine, acum tehnologia asta a ajuns și la seria 7 mai întâi, iar acum și pe seria 5 și în curând și pe seria 3, folosind telemetrie prin GPS, cutia de viteză este adaptată la condițiile de drum. Acestea fiind spuse, nu pot să zic decât că seria 5 eficientă RAM este într-adevăr, m-a surprins prin consum, nu m-a surprins prin viteză, m-a surprins în schimb prin rafinament. Motorul nou 2 litri B47 este extrem de rafinat în această configurație, este izolat fonic foarte bine, este bine echilibrat și face ca seria 5 se simtă ca o regină elegantă pe șosea. Dacă vrei să mergi mai sportiv, nu poți să ai așteptări foarte mari de la acest model, deși accelerează până la 100 km/h în 7,5 secunde, e destul de rapidă, dar la viteze peste 130 de km/h motorul nu face față greutății mașinii. Nu neapărat că nu face față astfel încât să nu poată accelera mai mult, poate, dar o face lent și nu e un mod de extrem de sportiv. Dar oamenii care își cumpă un 520 de eficient Dynamics nu și-l cumpără ca să conducă sportiv. Pe ei interesează foarte mult rulatul pe autostradă la viteză continuă, la o viteză constantă, și pentru asta mașina este excelentă. Acestea fiind spuse, acesta e review-ul meu pentru BMW seria 5 520 de eficient Dynamics. Vă aștept și data viitoare. Nu uitați să dați like, share, subscribe și dacă aveți întrebări, vă rog să îmi lăsați comentarii în secțiunea de mai jos.